România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Înarmați-vă cu răbdare la ceea ce va urma. Trebuie să ne sfătuim aici asupra unui moment definitoriu pentru viitorul nostru. Modul în care alegem să trecem peste acest val de îmbolnăviri și de moarte și cum o vom face spune ceva despre noi. Ori reușim separat cu prețul vieții multora, ori împreună, dar apărându-i pe cei mai mulți. Despre asta este vorba atunci când vorbim de certificatul verde. Parlamentarii din România discută în aceste zile despre posibilitatea introducerii acestui certificat digital care duce în cele din urmă la vaccinare. Legea a fost respinsă de către Senat, dar ar putea fi adoptată la Camera Deputaților. Nu foarte curând, căci sunt presiuni și proteste din partea mai multor grupuri politice sau religioase. Varianta actuală a legii spune că va fi necesar un certificat digital celor care lucrează în școli, spitale și alte instituții și companii de stat. De asemenea, certificatul digital ar putea fi necesar celor care lucrează în mediul privat, în clădiri cu mai mult de 50 de persoane. După ce PSD a introdus mai multe amendamente, certificatul ar putea deveni obligatoriu după o perioadă de 30 sau 60 de zile în care cei nevaccinați se vor putea testa. Și aici se împart lucrurile. PSD vrea ca testarea să fie gratuită pe bani de la buget, cel puțin pentru angajații de la stat. Inițial, PNL a spus că testarea ar trebui să fie gratuită și pentru cei de la privat, dar Florin Câțu personal a blocat această dezbatere, spunând că persoanele care nu se vaccinează nu ar trebui să se poată testa pe banii statului. Argumentele nu au putut fi discutate nici pro, nici contra, pentru că ședința Comisiei de Sănătate a fost marcată de proteste ale AUR. Nu este clar când ar putea să apară rapoartele din comisii. Nu uitați că e vorba de mai multe comisii și nu știm nici când va avea loc plenul. Cum nu este clar nici dacă există o majoritate pentru legea asta, asta rămâne să mai vedem zilele următoare. Voci dinspre PSD au spus că acest certificat este necesar fără bruscarea populației, cum ar fi. Domnul Rafila spune chiar că presiunea populației ar trebui să înceteze, dar domnul Dâncu spune că trebuie să încetăm să mai fim idioții Europei, adică ar fi necesar certificatul. PNL și USR ar fi de acord cu certificatul, poate chiar și cu amendamentele propuse de PSD, dar poate nu cu 60 de zile, poate cu 30 de zile. Important este astăzi însă pentru noi cum vedeți voi această situație. În mod evident, vaccinarea obligatorie în copilărie este o practică pe care noi o avem de mulți ani. Vaccinarea unor adulți însă va naște semne de întrebare pentru că foarte multă lume consideră că îi sunt încălcate drepturi. Suntem diferiți, nu credem în aceleași lucruri, ba chiar avem dreptul de a respinge salvarea propriilor vieți. Decizia individuală este esența sistemelor noastre de viață. Dar ce se întâmplă totuși când aceste sisteme sunt puse la încercare de un adversar? Când viețile, afacerile și societățile noastre au de suferit, ce facem? Folosim singura armă la îndemână sau vedem cine scapă? Așadar, 0372069599, încă o dată, 0372069599. Cum credeți că ar trebui să arate această lege? Sunteți de acord cu introducerea sau nu a unui certificat digital în România? Credeți că testarea ar trebui să fie gratuită sau pe banii celor care nu s-au vaccinat? 0372069599. O să mă uit cu interes și la dezbaterea de pe Facebook, atât cât pot vedea ca să fiu atent în dialogul cu voi. Cred că e timpul să începem România în direct. Marius, salutare, bine ai venit la noi. Salutare, Cătălin. Te-am ascultat și nu sunt de acord cu introducerea certificatului verde. Atâta timp cât poate unii dintre noi am fost
asimptomatici și nu ne putem dovedi chestia asta, neavând simptome și ne putând face teste să știm dacă am avut sau nu respectivul virus, de ce să nu se introducă și certificatul verde pentru anticorpi? De ce bănuiești tu că ai avut așa, dacă ai fost asimptomatic, după cum spui? E posibil. Multă lume așa, a fost asimptomatică și nu la bănuială, poate la bănuială, așa că... Dom'le, s-ar putea să fi trecut prin boală. Dați-mi și mie un certificat. Eu, pentru mine, nu pot să știu dacă am fost sau nu bolnav vreodată. Hai, exact. N-am exact avut simptome. Păi, exact, ți-ai dat răspunsul. Iată de ce. Așa, bun. Atunci, presupunerea cea mai corectă este că nu ai fost bolnav. Poate am fost, poate n-am fost. Pai, deci mie asta vreau să-mi explice cineva, dacă eu poate am trecut prin boală și cu un test de anticorp pot să am anticorp mai mult decât o persoană vaccinată. Da, domnul Străinu Cercel susține chestiunea asta în comisii. Domnul Tătaru spune că deocamdată nu avem destule dovezi care să ateste că, domnule, că ai trecut sau n-ai trecut prin boală în această situație și că propunerea lui pentru siguranța celor mulți, dar și a persoanei respective, este vaccinarea. Asta spun experții medicali. Asta, domnul Tătaru, tot așa o susținut că noi, populația, suntem de bine și când după incendiu de la Piatra Neam. Da, dar una e alta. Posibil că noi suntem de vină populația pentru că i-am ales pe ei. De 30 de ani, vrei nu să se purtăm, face absolut nimic în țara asta. Vrei să purtăm o discuție serioasă? Îi ține în brațe pe toți, da. Da. Vrei să purtăm o discuție serioasă sau vrei să ne spunem lucruri? Păi nu adică... ne spunem lucruri, dar cam ăsta e adevărul în România momentan. Da, asta e o vorbă. Asta e o vorbă ce spui tu acum. Iar asta e o vorbă în vânt. Eu lucrând la privat să plătesc testele, tot așa, atunci și cei care s-au vaccinat ar trebui să-și plătească vaccinul. Pentru că vaccinul se va plăti și se plătește din banii noștri care cotizăm. Dar multă lume s-a vaccinat. Acum toată lumea spune eu m-am vaccinat. Cei care sunt nevaccinați se îmbolnăvesc să-și plătească spitalizarea. Păi atunci mie CNAT-ul să nu mai îmi tragă bani din salariu în fiecare lună pentru asigurările de sănătate. Uite, care PNL-ul, nu beneficiez. PNL-ul chiar spune că trebuie să beneficieze toată lumea în mod gratuit. Exact asta spune, de acea testare. Da, dar testare, în alte țări, în Germania, în Austria, pe tot locul, testările s-au făcut în masă. La noi nu. De ce? Masă. Da, e greu de spus. Nu știu ce înseamnă testare. N-au vrut să supere electoratul. Păi de ce te-ai supărat dacă ai fi testat? Cu chestia asta... Și tot ei vor avea de pierdut. Eu văd că atunci când s-a cerut testarea în masă la școală, o parte din electorat și o parte dintre profesori s-au supărat. Nu mai bine ne hotărâm, adică ori vrem, ori nu vrem testare în masă. Păi, se poate și asta. De ce nu? Dar au venit cu propunerea, se poate, nu? Se poate cum nu cu propunerea? Iată, avem testele pe masă, și avem corpul profesoral așa, care nu e de acord cu testarea. Și avem o parte din părinți care iară nu-s de acord cu testarea. Bun. Și părinții aceia, sau dacă nu-s de acord cu testarea, sunt de acord cu vaccinarea? Sau nu, cum? Bănuiesc că nu. Adică, din atunci, moment ce nu vor să se testeze, bănuiesc că nu vor nici vaccinare. Care nu are simptome și nu se simte rău, pentru ce trebuie neapărat să-l vaccinezi? Să-l obligi. La început mi s-a spus că vaccinul este opțional. Ai copii? Da, am un băiețel. L-ai vaccinat de poliomielită? Nu l-am vaccinat. Nu l-ai vaccinat nici de poliomielită? Vaccinurile care se fac la copii demențial. Și... Deci l-ai vaccinat sau nu l-ai vaccinat de poliomielită? Da, l-am vaccinat. Da, avea simptome când l-ai vaccinat? Nu avea simptome. Ceea ce mi-a recomandat medicul pediatru când s-a născut și așa, s-au făcut vaccinurile. Nu sunt împotriva vaccinării, dar ceea ce se face cu vaccinul anticovid se pare o prostie. Ok, mulțumesc că am înțeles punctul tău de vedere. Vreau să dau loc și altor oameni
Nu văd de ce la poliomielită e de bine, iar la COVID e o prostie. În fine, Doina, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună, Cătălin. O să fie una rece și una caldă, e clar pentru tine astăzi. Eu ce să spun, lucrez în servicii sociale și pandemia asta pentru noi a fost o lecție foarte importantă, o lecție de responsabilitate, de profesionalism, de ce vrei tu. Anul trecut am fost izolați de vreo 3 ori la locul de muncă, pentru că nu exista altă variantă decât cea protejării persoanelor pe care noi îi servim. După aceea au apărut vaccinurile și pot să spun că mulți dintre colegii mei și eu ne-am vaccinat. Majoritatea suntem acum vaccinați cu doza a treia. Și mi se pare că lipsa asta de asumare a politicului în acest sens este principala cauză care a dezbinat societatea noastră. Dacă am fi avut lideri care să știe ce vor și care să impună un exemplu și care să adopte măsuri coerente și explicate tuturor oamenilor pe înțelesul lor, eu cred că nu am mai fi ajuns la aceste discuții. Da, în mare ai dreptate. Sigur, discuțiile astea sunt prezente în orice societate. Adică să nu crezi că suntem cu mult mai cumoți decât alții atunci când purtăm discuții. Avem însă o problemă majoră atunci când vine vorba de aplicarea unor chestiuni. Iată că în situația asta România e mult mai puțin vaccinată decât alte societăți care au și ele la rândurile discuții. Da. Eu cred că acest certificat verde este momentul de față cam ultima redută. După al 4-lea val, în care am avut situații extrem de critice, m-aș fi așteptat ca mult mai repede să fie adoptată această măsură și să existe mai mult consens din partea politicului. Aici o spun așa, cu un emoticon râzând, da? Și să fi dat dovadă de asumare. Dar era momentul... Cum justifici tu, uite, pentru Marius de mai devreme, că tu vrei certificat verde? Adică, de ce e bun? Pentru că e clar că certificatul verde, impus anumitor categorii profesionale, cel puțin la început, cum sunt cadrele medicale, cum sunt cei care lucrează în servicii sociale cu grupuri vulnerabile, cum sunt profesorii, cei care au contact cu foarte mulți oameni la rândul lor și care sunt responsabili de binele celor cu care lucrează, ar fi dat un exemplu pozitiv, da? M-aș fi așteptat, pentru că aceste grupuri profesionale sunt totuși niște oameni cu niște calificări și cu un nivel de educație mai înalt, și m-aș fi așteptat ca aceștia să-și asume rolul pe care și l-au asumat în societatea asta, da? Eu cred că atunci când vrei să te faci medic, când vrei să devii profesor, când vrei să devii orice, să lucrezi într-o profesie în care ai de-a face cu oamenii și slujești oamenii, trebuie să-ți asumi acea meserie până la capăt. Da? Dacă cei din domeniul sanitar ar fi fost mai mult vaccinați și dacă ar fi dat un exemplu propriu mai bine conturat, eu cred că nu ajungeam aici. Da? Da. Poate mai multe exemple bune ar fi fost sănătoase, dar eu cred că România a primit mai multe exemple proaste. Din și a primit păcate. De unde nu trebuia. Erau oameni care erau responsabili pentru imaginea lor publică și pentru mesajele pe care le transmiteau. Da. Îți mulțumesc tare mult, Doina. Bogdan, salutare, ești la România în direct. Astăzi și-a pierdut răbdarea Bogdan. Florin, salutare, ești la România în direct. Astăzi încercăm să stabilim dacă e cu sau fără certificat verde în România. Bună ziua! Eu sunt de părere că ar trebui să fie introdusă această obligativitate a certificatului verde. Va trebui să și argumenteze asta, da. Da, atâta timp cât intri în contact și cu alte persoane. Că e mediu privat, că e mediu de stat, ar trebui să fie această obligativitate din punctul meu de vedere. Pentru că riști să îmbolnăvești alte persoane în așa fel încât să fii vinovat. Chiar dacă nu conștientizezi aceste lucruri, dacă această boală n-ar fi avut asimptomatici, atunci n-aș fi fost
De acord. Dar atât timp cât printre noi circulă foarte mulți asimptomatici, sunt de acord cu această regulă și chiar aș pune în primul rând lucrătorilor de la stat. Aș fi de acord. În privat, până la urmă, urmei, privatul face ce vrea, dar eu ca stat și ca parlamentar aș obliga fără discriminare, pentru că n-aș considera o discriminare, aș obliga acest lucru. Vezi, toți oamenii aici, de la stat circulă aici, și intră în contact. Eu nu sunt de acord oameni. Așa cum vezi tu lucrurile. Eu nu văd de ce statul se desparte de privat în această situație. Aici vorbim de contribuția cetățenilor la societate. Nu, așa este. Un virus nu se uită. Începe. Adică aș da un exemplu în sensul acesta. Nu că nu i-aș obliga și pe cei de la privat. Acum, după, ci așa aș începe. Primul rând cu cei de la stat și primii de cel mai sus rang sunt toți medicii, toți asistenții, tot sistemul sanitar să fie vaccinat, plus parlamentarii toți. A, există asta în lege, da. Știi ce, ce ar spune o persoană nevaccinată? Spune așa, domnule, da, până la urmă și un vaccinat transmite virusul mai departe, într-o anumită măsură. Așa este, dar dacă noi din 10 oameni suntem vaccinați 9, da? Unul singur poate, conform celor spuse, poate face o formă mai gravă a acelei boli. Dar dacă noi din 10 vaccinați suntem doar 2, ce facem cu cei 8? Normal că dintr-un procent foarte mare de îmbolnăviri cu forme grave, există riscul să moară mai mulți. Dar în momentul în care există o formă gravă la 1, sistemul sanitar și îngrijirea pacientului ar fi mult mai bun. Nu zicem că este foarte bun sistemul nostru sanitar și așa mai departe. Dar dacă noi am fi din persoanele adulte, că iarăși intervenim și toată lumea dă exemplele de afară și că sunt mulți vaccinați, sunt adulți foarte mulți vaccinați pentru că ei au fost conștienți pentru copiilor, pentru a nu ajunge la situația în care cei până în 18 ani să fie nevoiți și ei să fie vaccinați și așa mai departe. Îți mulțumesc tare mult. Îți doresc spor la treabă. E un argument bun. Până la urmă, însă, foarte multă lume va zice așa, e dorința mea, e corpul meu, sunt responsabil, poate nu am înțeles toate efectele vaccinării, nu am înțeles ce reprezintă substanța aceea, de ce să mă silești să fac ceva ce nu-mi doresc. Ăsta e argumentul foarte multora dintre noi. Adică, probabil că în momentul ăsta mai mulți, dacă te uiți la ratele de vaccinare din România. Sorin, salutare, ești la România în direct. Salut! Te ascultăm. Sincer, părerea mea legată de vaccinare e împărțită. Sunt 50-50, ca să spun așa, pentru că de ce am cele 50% de reținere? Atât timp cât nimeni nu își asumă efectele adverse ale vaccinului și te pune să semnezi că ești drept răspunzător că ai acceptat de bună credință vaccinul, te face să spui un semn de întrebare. Mm-hmm. Boala în sine, cine nu crede în ea, îi doresc să nu o contacteze, că am avut-o și e destul de grea pentru foarte mulți. Ai suferit vreodată o intervenție mică, intervenție chirurgicală sau ai stat vreo zi în spital? Da, la vârsta de 17 ani am avut un incident la fotbal, mi-a rupt nasul și am trebuit să fiu operat. Am înțeles. Și am stat o săptămână. Știi că înainte de operație, nu tu, dar părinții tăi au semnat niște documente medicale? Înainte de operație nu a semnat. Impusă. Sigur asta. Impusă. Părinții mei sunt, lucrează în spital, sunt cadre medicale. Și n-au semnat, și chiar dacă... n-au semnat actele chirurgului. Mai. Nu, pentru că în momentul operației împlinisem vârsta de 18 ani. Ai semnat tu? Nu m-au operat imediat și nu am semnat absolut nimic. Asta mai spun, Sorin. Sigur. Mai Sorin, mi-e greu să cred acest lucru, că tu ai fost operat într-un spital din România fără semnătură. Doar dacă erai în comă sau ceva. Adică... Nu. Moment,
Momentul operației a fost la un an jumate după incident, pentru că... Și n-ai semnat. N-am înțeles. Ok, nu, deci te cred pe cuvânt. Eu care, mă rog, am trecut și eu prin lucru, m-am uitat și în ultima vreme pentru intervenții mici și foarte mici și tot am semnat un raft de acte înainte ca un chirurg să pună mâna pe mine. Adică bănuiesc că toată lumea știe că orice act medical îți dai încuviințarea la el, nu? Îți dai încuviințarea, dar nu poți să spui că îți asumi și îți spui că îți asumi efectele a ceea ce se întâmplă, da? Păi da, dar atâta timp cât producătorul își ia mâna după tine pentru efectele adverse... Producătorul își ia mâna de pe tine... Dar în același timp sunt o grămadă de autorizații medicale. Dar dincolo de chestiunea asta, când sunt vaccinați miliarde de oameni, spre miliarde de oameni, hai ca să nu exagerez, chiar mai ai teamă? Teamă de vaccin nu am, să-ți-o spun sincer. Dar? Nu, am o mică reținere, atât tot. Am trecut prin boală și știu ce înseamnă. Chiar m-a chinuit vreo 3 zile. Dar am o mică reținere, de la ce vine, sincer, din cauza că se mediatizează prea multe tipuri de variante. Pentru că nu știu, părerea mea că nu există o lege să-ți interzică să promovezi ce nu e adevărat. N-am văzut pe nimeni să fie pedepsit pentru treaba asta. Da, am văzut... Recent un profesor care făcea campanie antivaccinare într-una din școlile din România, am văzut că i s-a desfăcut contractul de muncă și, mă rog, probabil că se va judeca omul în chestiunea asta. Nu știu cum ar putea proceda un stat și nici o companie privată, astfel încât să interzică tuturor pe toate canalele promovarea unor chestiuni de genul acesta. Habar n-am și nici nu știu unde s-ar putea trage linie. Dar, ultima chestiune și te rog să-mi răspund scurt. O să vină, dacă ai fi parlamentar, cum ai votat un om care ești îndoit? Sincer, nu aș vota pentru certificatul verde și spun și de ce. Fiecare e liber să aleagă pentru viața lui. Dacă eu nu mă vaccinez, dau un exemplu, nu spun neapărat că nu mă vaccinez. Pericolul e pentru mine, pentru că fiind vaccinat, la rândul meu pot să mă infectez. Doar că vaccinul îți oferă cât de cât siguranța că nu poți face forme grave sau poate chiar să mori. Dacă eu decid să nu mă vaccinez, înseamnă că eu aleg pentru riscurile mele, nu pentru cei din jur, pentru că dacă ar fi... siguranța că te-ai vaccinat și nu mai infectezi sau că nu te mai infectezi tu, atunci ar fi altceva. Pentru că la spital pot ajunge și eu nevaccinat și tu vaccinat. Da, dar în proporție mai mică, iar de murit în proporție și mai mică. Și plus că atunci când ești nevaccinat, transmiți boala la foarte multă lume. Îți mulțumesc pentru răspunsul tău și îl înțeleg. De asta ne-am adunat aici să sondăm ce părere avem despre chestiunea asta, care s-ar putea întâmpla în România. Nu știm când, nu știm cum, dar e în dezbatere în Parlament. Și până când o dezbate Parlamentul, o dezbatem și noi. Paul, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, bună ziua. Vreau să încep prin a vă spune că nu sunt antivaccin. Cu toate că eu, la momentul acesta, nu sunt de acord să mă vaccinez. Și o să vă spun și de ce nu sunt antivaccinist, cum se spune în presă, la televizor și peste tot. Nu sunt antivaccinist, în primul rând pentru că eu am mers pentru fetița mea și am cerut să fie vaccinată împotriva HPV. Nu știu dacă lumea știe ce este HPV-ul, dar am trăit niște experiențe. Da, am trăit niște experiențe cu acest virus, această bacterie sau nu știu cum se numește. Și atunci, în urma acelor experiențe, am luat această decizie. Tot în urma unor experiențe trăite în ultimele luni, am luat și decizia să nu mă vaccinez. Ce experiențe? Și vă spun de ce. De exemplu, părinții mei, și sunt părinți trecuți de prima tinerețe, așa, ambii au fost diagnosticați pozitiv, au fost internați în spital. Bunica mea de 83 de ani, momentan este internată în spital. Ce pot să vă zic despre experiența trăită prin părinții mei?
Tatăl meu nu este vaccinat, este mai în vârstă decât mama cu 3 ani. Așa. Mama mea este vaccinată. Deci mama mea, în momentul în care a venit salvarea și a ajuns la spital, cei de acolo au spus că era, era cât pe ce să treacă în lumea celor drept. Era o chestie de câteva ore, pentru că făcuse steaguri de sânge care se îndreptau către plămâni. Embolie, ei locuiesc, da, trebuie să specific faptul că părinții locuiesc separat de noi. Așa, bun. Tatăl meu a făcut o formă relativ ușoară și este în vârstă. A fost și el internat, a fost și el diagnosticat, nu a fost intubat, nu a avut nevoie de nimic, a trecut prin boală, nu foarte ușor, dar a trecut prin boală. Așa, în urma acestor experiențe, nu atunci, la momentul acela, noi stând, v-am spus, având domicilii diferite, la o lună de zile după aceea am mers și am făcut un test de anticorp la o clinică din orașul în care locuiesc. Eu am făcut un test de anticorp, eu nu am avut simptome, nu am avut nimic, dar datorită experiențelor și în momentul acela cu părinții, cu mers la spital, cu venit, cu problemele care au fost, nu mi-a trecut prin cap să fac chiar în acea clipă să fac acel test sau să mă duc să mă testez, n-am făcut. La momentul acela n-am avut gânduri în acest sens. După care am mers și am făcut un test de anticorp la o clinică privată, am întrebat, am plătit o sumă, zic eu, care nu a fost deloc mică, mi s-a făcut un test de anticorp, mi s-a eliberat un certificat, după care am revenit la acea clinică și am întrebat, spuneți-mi și mie, acesta este coeficientul care a reieșit din urma analizelor mele, spuneți-mi, este mic, este mediu, este mare? Mi-au zis că nu pot să-mi spun așa ceva. Exact, pentru că e răspunsul normal pe care ți-l dă orice medic. Nimeni nu știe în momentul ăsta, sau încă nu s-a studiat atât de aprofundat, ce reprezintă mai mult sau mai puțin anticorpi pentru fiecare dintre noi. Deci lumea nu știe, lumea medicală încă nu poate da un răspuns ferm, dacă 1200 sau 3000 sau 120 te va salva data viitoare. Ăsta e și motivul pentru care nu vor să dea certificat verde fără vaccin, pentru că nu știu exact ce înseamnă acest lucru. Hai, dar știți că există o țară în Europa care dă certificat verde pe baza testului de anticorp. Este Serbia. E o țară în afara Uniunii Europene. Am înțeles. Dar este o țară care eliberează. Eu vorbesc doar de partea de Europa. Probabil mai sunt și alte țări. Posibil, după care, da. Cei de la, laborator, cei de la laborator ne-au spus să mă adresez medicului de familie. Nu vreau să vă spun că am fost profund dezamăgit de răspunsul doamnei de la laborator, care mi-a zis, dom'le, știți, la televizor spune. Deci, haideți să fim serios. Eu mă duc asta... să fac niște analize ca să-mi spună ce zice la televizor. La televizor pot să mă uit și eu. Și, din păcate, atât de contradictorii sunt informațiile încât nu știi ce să crezi. Poți să admiți că sunt praguri ale științei pe care nu le-am dobândit încă sau nu le-am atins încă? Bun, dacă totul cum tratăm acest virus, care eu nu contez că există. Deci nu contez că există acest virus. Ce tratament are? Da, cum îl tratăm? Dacă noi nu cunoaștem multe detalii despre el. Uite că lumea încearcă să facă niște pastile acum. Da, nu-l cunoaștem, dar ce s-a dovedit cu foarte mare măsură este că vaccinarea funcționează. Asta ți arată probele acum zilnice, cu numărul, inclusiv, scuză-mi cinismul, prin numărul de morți. Când se moare, foarte puțin sunt vaccinați, cei mai mulți sunt nevaccinați. Asta devine o dovadă aproape de netăgăduit, că dacă ai un vaccin s-ar putea să scapi mai cu viață. Haideți să vă zic, da. După care am mers la medicul de familie. Medicul de familie mi-a zis același lucru, că nu poate să-mi spună nimic. Da. Haideți să vă mai zic un caz. Că nici domnul Rafila, nici domnul Tătaru, nici nimeni nu s-ar angaja să vă spună că anticorpii din corpul dumneavoastră o să vă salveze data viitoare. Nu se angajează nimeni la această chestiune. Ce să facem? Da, mi se pare cel puțin ciudat, așa știi. Și sunt în proporție de 80% de acord cu antevorbitorul meu, pentru că singurul care își asumă eventualele reacții adverse, eventuale probleme ulterioare, este cel care se vaccinează. Nu-și asumă absolut nimeni. Nu medicul, nu producătorul, nu guvernul. Am o curiozitate aici. Ceresc foarte multe de la guverne. Am o curiozitate aici. Dacă ai în față posibilitatea unor efecte adverse, sau cum zice multă lume, că am văzut, o să mori de la vaccin,
peste 18 luni și posibilitatea de a ți se întâmpla de la COVID ceva în următoarele săptămâni, cum le calculezi? Am spus, experiențele care eu le-am trăit mă duc mai mult către a nu mă vaccina. Nu, te întreb cum calculezi. Cum calculezi? Adică îți asum că... Am zis așa, între efectele secundare ale unui vaccin, despre care nu știi foarte clar ce e, și modul în care boala asta despre care tot afli se manifestă, ce alegi? Sincer, aleg boala. Adică prefer să-mi asum acest lucru decât să mă vaccinez. Îți mulțumesc tare mult pentru răspunsul tău. Problema cu tipul acesta de răspuns este că s-ar putea să le transmiți opțiunea asta a ta și altora. Acum, sigur că putem merge la infinit cu jocul ăsta, că este interesant că poți să-ți asumi moartea mai devreme decât mai târziu. Da, eu aș proceda invers, aș asuma pentru mai târziu. Asta e opțiunea mea. Lucian, salutare, ești la România în direct și știi ce calculăm astăzi? Radioul mai încet, ne auzi în telefon. L-am închis cu totul. Da, așa, m-auzi foarte bine. M-auzi foarte bine în telefon. Salutare. Nu m-am vaccinat, nici nu am de gând să mă vaccinez. Sunt foarte multe controverse, alimentate în primul rând de oameni care mi conduc foarte mult. Luat în principiu noțiunea de certificat verde. Dacă știți ce s-a hotărât în Parlamentul European, certificatul verde era un fel de pașaport de liberă trecere a persoanelor vaccinate, care diferenția pe un de nevaccinat, ăla fiind orice testat. Ăla a fost un moment. Ăla a fost un moment. Adică istoria mai evoluează. Așa. Deci, a fost un tertip. Pur și simplu. Au dat și se duc mai departe. Din punctul meu de vedere, o să ajungem într-un fel de tiranie medicală. Cum? În care constituțiile nu se conteze niciun fel. Dar ce înseamnă o tiranie medicală? Dacă nu astăzi... te vaccinezi, nu lucrezi. Nu te vaccinezi, nu o să ai dreptul ăla. Nu te vaccinezi, nu o să ai dreptul ăla. O să ajungă la un moment dat, ce să facă? Să vină să-mi tai lumina? Să mă oprească curentul electric? Să mă priveze de aia, de aia, de aia? Deocamdată te amendează. Știi ce este un stent? M-ați înțeles. Un stent. În primul rând... întreb. Știi ce este un stent? Un stent? Da, un stent. Un stent. Da, știu. Tatăl meu l-a avut un stent la inimă, adică a avut stenduri. Sau vă referiți la, stand. Din punct de vedere medical sau da, altceva? Da, 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 nu, din punct de vedere medical. Când tatăl tău și-a pus stenturi ca să trăiască, că fără ele bănuiesc că nu mai trăia, că așa e cu inima, asta a fost o tiranie medicală? Nu a fost o tiranie medicală, dar nu mi-a impus-o. Am ales să pun stent. Cum nu ți-a impus-o? Nu mi-a impus. Dar cum ți-a zis medicul în momentul în care... Faza a fost în felul următor. Tatăl meu era în vârstă. A ajuns la ATI. Da? Am dat o rețetă pe care tatăl meu o lua. Și asistentul sau asistența sau cine era de gardă o căutat pe internet să vadă ce fac pastilele respective. O scos telefonul în fața mea, a început să butonez. Să vadă ce fac pastilele respective în ATI. Păi bănuiesc că nu ține minte toate prospectele de pastile. Exact. Să vadă toate lucrurile. Dar stai așa, tu zici că nu ți-au impus, sau mă rog, doctorul respectiv, nu ți-au impus stenturile. Dar care era alegerea? Nu ți le-a impus, nu ți le-a impus. Alegerea a fost în felul următor. A fost ținut și tărăgălat prin spital în jur de 7-8 ore, după care am fost transferat la un centru medical mai mare, în care mi s-a zis, domnule, dacă mi luați în primele 4 ore, Mi se punea un stand gratuit. Așa, în schimb, am scos peste 400 de milioane lei vechi. Dragul meu, nu cumva ți-au zis că fără standurile alea moare? Nu, o ducea. O dus online și ceva. Și atunci de ce l-ai pus, domnule? Pentru că am vrut să fiu sigur că am făcut tot ce se poate pentru ea. Și în cazul vaccinului nu vrei să fii sigur că faci tot ce se poate pentru tine? Nu, pentru că în faza... Cine își asumă răspunderea la ceea ce se întâmplă? Eu mă vaccinez. La ce se întâmplă? Bun.
care sunt efectele adverse sau cine își asumă răspunderea pentru ele. Dar în fața a două morți, așa cum am socotit și mai devreme, pot să... Exact. Nu știu. S-ar putea întâmpla ceva peste un an, două luni, trei luni, șapte ani, am văzut tot felul de chestiuni avansate. Și în fața îmbolnăvirii care ar putea să te ducă la moarte în două săptămâni. Cum calculezi asta? Sunteți de acord cu mine că sunt în momentul de față răspundem și care expiră? Răspundem și mie, orice expiră pe lumea asta, până și sticla de start, cu amândouă mâini în sus, în momentul de față aleg boala. Nu e foarte interesant. Dom'le, poți să mori. Cifră... Deci poți să mori. Da, exact. Exact. Adică nu poți să mori? Da. Da. Deci mai bine vrei să mori deși ai... Deci mai bine vrei să mori decât ai ceva la îndemână care te poate salva? Avem doar o certitudine. În momentul de față suntem doar niște cifre pentru europeni. Chiar, nu știu, Africa mai există sau au dispărut toți? Africa, din nefericire, are cea mai mică rată de vaccinare că nu-i dă nimeni vaccin. Da, ce să vezi. Bănuiesc că nu mai sunt. Mai există cineva pe acolo sau trebuie repopulată? Nu știu, nu m-am gândit că n-am urmărit situația epidemiei în Africa, dar nu văd care... Ia să vedem. Dacă o să urmăriți, subunesc că sunteți un om integru. Ia să vedem. Contează doar țările care au ceva de oferit din punct de vedere economic. Țări de... Da, din păcate, alea sunt doar țările care beneficiază de acest vaccin. Ăilalți nu beneficiază. Dar tu ești de părere că toată Europa asta o să dispară? Adică o să rămâi doar tu? Nu, nici într-un caz. Dar cum să dispară ceilalți? Noi o să rămânem, dar nici într-un caz. Deci tu bănuiești că tu o să scapi și eu o să mor? Nu, nici într-un caz. Păi cum nici într-un caz? Păi stai puțin, dar asta ai zis. Nu, v-ați înțeles greșit. Aia care nu au nicio șansă să se vaccineze, bănuiesc că o să dispară la un moment dat. În următorul an, nu? Nu, o să întrețină... O să întrețină epidemia, o să întrețină epidemia și, întreținând epidemia, o să ne ofere și nouă șanse mai mari să murim, cu sau fără vaccin. Asta se va întâmpla. Vaccinat sau nevaccinat, nu am nimic cu niciunul. Fiecare are propria lui alegeri să face ce vrea. Asta deci este marele... Contra, dar în momentul de față, ajung să cred că la ce presiune se pune cei vaccinați cumva... cu capra vecinului. Da. M-a vaccinat și ăla nu. Eu n-am o problemă, am o problemă că n-am o problemă de sănătate. Vrei să te vaccinat, nu? Da, evident. N-am o problemă. Problema mea e că îmi strici într-o mai mică măsură, da. Și eu sper că... Nu, deosebire... puteți transmite că virusul ăla nu este mai mic din mai mare din gura mea. Ba da. Iese cu încărcătura virală. Știi termenul de încărcătură virală? E dovedit științific? Da. E dovedit științific. Uite, chiar acum am în față un articol de pe Hot News. Ți-l recomand. Articolul de pe Hot News, ca să nu zici că vorbesc eu așa de la mine, este un interviu cu domnul Radu Ciornei, doctor în imunologie, microbiologie și genetică moleculară, care spune exact lucrurile astea, înțelegi? Domnul acesta, doctor, cu asta se ocupă, cu viața lui. Explică lucruri de genul ăsta. Uite, citește articolul ăsta înainte, dacă eu nu te pot convinge, și după ce citești, sigur mai vorbesc săptămâna viitoare, ca să vezi că cu încărcături virale mai mici, că lumea mai scapă. Bun, fii atent, uite cum facem. Ce vă pot spune, scurt. În momentul de față, dacă clasa politică își vedea de treaba ei și nu intra pe chestia asta, lăsa medicii să iasă, am surori frați care stau în Marea Britanie. Acolo nu a ieșit nimeni politic să le spun. Ne-au sunat medicii de familie, au sunat aia. S-a ocupat personalul medical, Ministerul Sănătății și așa. Nu a ieșit nimeni să bată cu pumnul în piept și au dat chix cu treaba asta. Plus că ne vezi cât de tare... A ieșit domnul Boris Johnson, îți mulțumesc tare mult, a ieșit domnul Boris Johnson la un moment dat și a zis, domnule, nu prea, e o gripă. Dar domnul Boris Johnson a învățat pe propria piele. Când era să moară, a văzut că nu e chiar gripă și a început să ia măsuri pentru țara lui. Prelungim această emisiune, stimați prieteni. Mai sunt persoane pe fir. George, Viorica, stați pe aici, că luăm publicitate și ne întoarcem.
România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. V-am promis că ne întoarcem la România în direct, că prea interesant a fost astăzi. Socotim dacă o să avem certificat verde sau nu în România și ce înseamnă asta pentru noi. Parlamentul e pe cale să ia o decizie. Zilele astea o să vedem cum se înțeleg ei acolo. Dar voi ce credeți? George, salutare! Mulțumesc că ai rămas pe fir. Salut, mulțumesc și eu. M-auzi? Da, te ascult. Salut. Urmăresc cu atenție această emisiune de ceva timp. Și îngrijorare din partea mea. Deci, cu atenție și îngrijorare era. Cu atenție și îngrijorare era termenul. Da. Da, cu atenție și foarte mare îngrijorare, din păcate. Trăim niște timpuri foarte tulburi la momentul actual și nu e subiect ușor de dezbătut, ca să zic așa. Primul rând, cum au zis și foarte mulți antivorbitori, nu sunt un antivaccinist, am nevoie de mai multe informații. Se pare că au trecut un an și ceva de când a început pandemia, încă nu avem informații foarte clare. Campania de vaccinare a debutat în urmă cu aproximativ 11 luni de zile și de atunci informațiile sunt tot mai neclare. Se pare că ai noștri politicieni ne dau niște exemple nu tocmai de urmat. Pe noi ne îndrumă una, îi fac cu totul alta. Adică, ar trebui să se înceapă, nu știu, cu această campanie de vaccinare de la politicieni. Că, păi, dacă sunt vaccinați, exemple, adică nu cred că Dâncu, Rafila, Ciolacu, Câțu, pe unii am văzut eu fiind vaccinați în fața noastră, adică nu cred că există. Certitudinea că sunt toți vaccinați 100%? N-am certitudinea despre unii de la AUR, adică acolo aș pune mâna în foc că sunt unii nevaccinați, dar am certitudinea pentru ăștia pe care ți-am numit, adică nu e joacă. Nu știu dacă sunt reprezentativ pentru un parlament de, nu știu, 600 de persoane. Eu cred că majoritatea sunt vaccinați, tot corpul ministerial. Majoritatea, dar când aleșii neamului fac niște legi pentru întreaga populație, ar trebui să dea un exemplu. Este că nu au luat o decizie. Eu asta am spus de la începutul emisiunii. Oamenii discută, contrează, poate n-au nici majoritate. Nu uita că inițial legea asta a căzut. Nu uita acest lucru. Această lege e căzută în prima instanță. Are șanse mari să cadă și în a doua instanță. Adică nu e nicio problemă. Camera Deputaților este foarte decizional, nu? Da, a căzut în prima instanță și urmează să vedem ce se întâmplă. Și poate să cadă, știi cum, uite, poate ca lumea să, ca majoritatea deputaților, să voteze așa cum vă doriți voi. Adică nu e o decizie luată, să înțeleagă toată lumea. Se supune unui vot. Asta facem și noi astăzi aici. De acord. Cum spuneam mai devreme, mi se pare că informațiile sunt contradictorii în contextul actual. Mi se pare că politicienii ar trebui să dea un exemplu de civism, un exemplu de coerență, ceea ce nu se întâmplă de foarte mulți ani în România, într-o situație ca asta. După aceea, trecând de la toată, e o campanie mediatică în care se urmărește a se induce următoarea idee. Trebuie să te vaccinezi, trebuie să te imunizezi. S-a imunizat nu știu câte persoane. Pentru mine, semantic vorbind, imunizat înseamnă că boala respectivă nu mai te afectează. Eu am trecut prin boală la începutul lunii octombrie, luând boala de la un cabinet stomatologic, care funcționează, oamenii sunt vaccinați și așa mai departe. Păi, adică toată chestia asta, a te imuniza, mie nu mi se pare că are sens semantic. Nu poți să iei sensul semantic și să spui, domnule, m-am imunizat complet la o chestiune. E ca la gripă, cum să zic, scuzați în comparația, că nici acolo nu ești imunizat până la capăt sau știu eu la alte boli care faci forme mai ușoare. Dar ai un ajutor în organismul tău, organismul tău învață niște lucruri, îți dă niște semnale, știe ce să facă din prima, nu învață atunci pe loc. Cu asta sunt complet de acord cu dumneavoastră, dar acolo când te vaccinezi antigripal, nu ți se induce faptul că te imunizezi. Te vaccinezi antigripal. Bine, când imunizare
Da. Eu înțeleg că dacă mă imunizez, înseamnă că boala nu mai mă afectează. Și eu aș vrea ca lucrurile să fie perfecte pe lume, dar nu e. Păi nu te e vorba de perfect, e vorba de a induce în eroare o întreagă masă de populație. Păi nu, știi, uite de exemplu aici, dacă stomatologul tău ar fi fost nevaccinat și ți-ar fi dat boala, la cât ți-a stat aplecat asupra ta, eu cred că ți-ar fi dat o încărcătură virală mare. Tu ești tocmai dovada că acel vaccin a funcționat. Ți-a dat o încărcătură virală mai mică și ești, Doamne ajută, sănătos. Acum. Dar nu depinde foarte mult și de bagajul genetic al persoanei? Ah, bună observație. Și atunci ce facem? Îi lăsăm pe cei mai slabi, care nici măcar nu știu că sunt slabi, să aleagă? Dar n-avem nicio dovadă. N-avem nicio dovadă. Din punct de vedere științific, se pare că doar Johnson & Johnson este un vaccin acceptat. Celelalte sunt în studii clinice. N-au terminat studiile clinice. Nu. Pfizer este complet aprobat în Statele Unite și în Europa. Despre Moderna nu mai știu că am pierdut șirul acum, dar Pfizer are o autorizare absolut completă din partea instituțiilor internaționale. S-au terminat studii clinice, a trecut perioada, dar cum să zic, ce vezi în fața ochilor tăi când ai sute de milioane de oameni vaccinați? Ești un pic îngrijorat. Sunt îngrijorat pentru că n-am acces la informații. Aș vrea să văd și eu care ar fi, nu știu, de exemplu, contractele, pentru că fiecare țară membră UE semnează un contract cu companiile, gen Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Dar și scuză-mă, la stenturi ai cerut contractele? Din păcate sau din fericire n-am ajuns să fac stenturi. Na, din fericire, dar nu știu, ceva s-a mai întâmplat în viață. La Nurofen ai cerut contractele? Nu, n-am cerut contractele la Nurofen. Dar știi ce scrie la un prospect? Nu iei pastile. Ba da, iau pastile atunci când simt nevoia, dar încerc să nu iau pe cât posibil. În sensul, dacă mă lovește ceva foarte tare, da, la momentul ăla iau. Dar la scurt, nu se luptă cu boala respectivă. La ceaiul de mușețel de la Plafar cer contractul? De mușețel nu prea-mi place gustul. Am înțeles. Dezavuiesc mușețel. Da, mulțumesc tare mult, George. Suntem un pic presați cu timpul, căci colegii ne-au rugat să încheiem destul de repede, așa că încerc să mai fac loc unor persoane pe repede înainte și îmi cer scuze pentru asta. Viorica, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Înțeleg că timpul este foarte scurt. Ce observ eu este că toți antevorbitorii mei se opresc la lucruri extrem de puțin importante. Uită faptul că prevenția este cea mai bună metodă la ora actuală pentru orice, nu numai pentru COVID, că suntem foarte deficitari la prevenție în noi, România, asta este foarte clar. Se pierd în a analiza niște termeni care nu sunt folosiți totdeauna foarte corect, este foarte adevărat, în reacții adverse, dar toată lumea strigă după medicamente pentru a trata bolnavii COVID. Medicamentele, deci toate antiviralele, acestea noi care sunt apărute acum, toate au reacții adverse, clar, cel puțin la fel de multe ca un vaccin. Oamenii uită că pot să moară de la o simplă injecție cu orice ar fi ea sau de la o simplă pastilă pe care o înghit oricând poți muri dacă ești alergic și nu știi sau eu știu în diferite alte situații. Se leagă de faptul că și vaccinații transmit, sigur, dar perioada, zilele de contagiozitate sunt mult mai puține, așa cum spuneați, încărcătura virală este mult mai mică. Da, se leagă de faptul că la laborator nu a primit un răspuns, dar doamna de la recepție de la laborator nu are competența de a spune, de a explica pacientului semnificația. În momentul în care eu, ca medic, îmi trimit pacientul să facă o serie de analize, el se întoarce la mine și eu îi explic ce rezultate are și ce semnificație, în niciun caz omul de la laborator sau farmacista când îi vinde un produs, da? Asta trebuie să înțeleagă. Dacă un pacient vaccinat a făcut o formă mai severă decât tata care era nevaccinat, dar noi nu avem de unde să știm care sunt pacienții care vor face forme severe de boală. Se lucrează. Ce vreau să mai spun este că nimic altceva, cred, până în acest moment nu a fost atât de studiat de întreaga omenire cât s-a studiat acest virus și această boală în acești doi ani de când suntem Ești medic? Suntem
Sunt medic în România, am fiica medic în Olanda, deci cunosc și o situație dintr-o țară din Europa de vest, cunosc și situația noastră, constat că populația din România este extrem, extrem de individualistă, nu realizează că nu este o problemă personală, că eu aleg să nu mă vaccinez. Bun, tu alegi să nu te vaccinezi, dar tu poți pune în, poți pune în pericol pe cei de lângă tine. Da? Tu nu vrei nici să te protejezi, nu vrei nici să ți se îngrădească vreun drept, umbli cu mască, fără mască sau cum vrei tu, că tu nu crezi în COVID. Eu am recent prietenă nevaccinată, a fost decizia ei, sunt 2 săptămâni de când a murit, luând acest virus dintr-un birou notarial. Ea nu avea altfel contacte cu lumea, era destul de izolată, dar pentru că a mers într-un birou notarial unde oamenii nu credeau în nici în COVID, nici în vaccin, s-a contaminat și a plecat. În sfârșit, asta a fost situația ei. Noi nu trebuie să o gândim doar pentru domne, ia și dacă mor, mor. Bun, dacă ai fi în vârful dealului și ai sta doar acolo în vârful dealului și nu ai prezenta risc pentru nimeni altcineva, de acord cu tine, dar când tu ai simptome, da? Ai simptome, este clar că nu avem alte răceli sau au fost foarte puține în ultimul an de zile, da? Nu am avut gripe, nu am avut... Ai simptome, scurge nasul, tușe sau eu știu, nici nu spui termometru și tu bântui în magazin, la cabinetul medical, că mai ai tu nevoie de ceva și așa mai departe. De responsabilitate. Asta ce înseamnă? Că nu suntem responsabili. Înseamnă că nu îți pasă de cel de lângă tine. Viorica, îți mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Știu că în fiecare zi tu porți această discuție pe care eu am purtat-o doar azi și îți doresc putere și sper să reușești să convingi cât mai multă lume. Valentin, salutare! Tu o să încheie astăzi România în direct, dar promit că revin la acest subiect pentru miile de oameni care au sunat. Bună ziua! O să fiu scurt. L-am urmărit pe domnul Fauci, se poate căuta pe internet, a declarat că cu varianta Delta, deci cu varianta Delta, și persoanele vaccinate și cele nevaccinate au aceeași încărcătură virală. Uh-huh. Este un... dacă se caută pe YouTube, se găsește. Ca să nu ascultăm altă persoană, polemice, da, și așa mai departe. Domnul Radu Ciornei, medic și doctor în imunologie, microbiologie și genetică moleculară, nu vă satisface? Da, dar dânsul, adică îl contrazice pe domnul Fauci? Păi, de Fauci e Dumnezeu, să nu-l pot contrazice? Păi, dânsul... La ce dată făcea domnul Fauci declarația asta? Acum 3 luni. Aha, și între 3 luni și astăzi nu mai fi învățat ceva omenirea asta? Păi nu, tocmai, că asta deci era ideea. Ce a zis domnul Fauci e acolo. Indiferent de dată, indiferent de context, da, în cazul ce s-a spus? Delta, încărcătura virală este aceeași și pentru o persoană vaccinată care este infectată și pentru o persoană care este nevaccinată. Și dumneavoastră vi se pare că datele statistice culese aici în România, care arată că mor mult mai mulți nevaccinați, de zeci de ori mai mulți nevaccinați decât vaccinați, nu vi se pare un argument necesar și suficient? Păi, ați spus mai devreme că împiedică decesul și zilnic aproximativ 10% dintre persoanele care mor. Aha. Și dumneavoastră vă uitați la ea 10% în loc să vă uitați la el alți 90%. Dumneavoastră sunteți impresionat de aia 10%. Unde nu știm exact ce li se întâmplă oamenilor. Revenind la certificatul acesta, ce a ajutat certificatul țări precum Olanda, ca să nu, că au o explozie acasă. Foarte interesant cu ce a ajutat. Hai că vă spun eu ce a ajutat. Știți câte morți, știți câte îmbolnăviri are Germania? Nu, am zis de Olanda. Nu, hai că zic eu de Germania, că e foarte interesant. Are, nu, dar le schimbăm ușor, că Germania are mai mulți îmbolnăviți, că e o țară mult mai mare. Are 50.000 de îmbolnăviri zilnice Germania astăzi. Știi câte morți are? 50.000, da. Știi câți morți sunt la 50.000? Am observat direcția asta pe care o folosiți, dar restricțiile se stabilesc în funcție de numărul de cazuri. Eu te-am întrebat, știi și câți morți sunt? Așa. Sunt 200 de morți. Uite, la asta da, ajută. Dar repet, noi dacă am avut lockdown, am avut restricții și pe timp de călătorii, pe timp de noapte și așa mai departe și închis școlile, au fost din cauza numărului de cazuri. Mereu. Da. Și nu putem, alegem
când ne este favorabil în discuție numărul de cazuri îl folosim, când nu ne mai este folosim numărul de morți. Nu înțeleg ce vrei să spui. Păi dacă e să folosim un etalon, un standard, trebuie să fie același în toate discuțiile. Păi da, standardul este același, dar nu e numărul de îmbolnăviri și numărul de morți. Standardul este modul în care putem să asigurăm cât mai multor oameni ferirea de această boală și eventual de moarte. Și în primul rând de moarte, căci dreptul la viață este cel mai important. Nu ești în ziua dacă ai certificatul verde și ca medic și ca profesor. Cum? Poți să te duci să-ți îmbolnăvești elevii, poți să îmbolnăvești pacienții chiar și cu certificatul verde. Nu este o dar confirmare, statistic nu este o garanție vorbind, a sănătății. Statistic vorbind, este o confirmare că în fiecare zi, și îți mulțumesc, în fiecare zi, mult mai puțini oameni vaccinați pierd decât cei nevaccinați. Valentin, ceea ce faci tu astăzi este să împingi către moartea unor oameni care n-au nicio vinovăție. Pentru că oferi argumente false, multă lume te va crede, da? Și va sta liniștit și zice, ia uite bă, am avut dreptate. E cum a zis Valentin. Ori, în momentul în care ajunge față în față cu boala, dreptatea ta nu mai ajută, în timp ce vaccinul ajută. Știți care este marea realizare a omenirii în ultima sută de ani? Marea realizare a omenirii în ultima sută de ani este că, cu ajutorul științei, s-a decuplat, cred că ăsta e termenul, de selecția naturală. Înțelegeți? Noi am reușit, omenirea, am reușit să ajungem într-un punct în care selecția naturală nu mai e atât de importantă. Că au inventat ăștia, au inventat pastile, stenturi, roboți chirurgicali, au făcut magie în materie de medicină. Iar astăzi, ne spuneți în continuare foarte mulți dintre voi, nu mă, selecția naturală e baza. Prieteni, am trăit așa 1900 de ani. De vreo 70 de ani încoace trăim epoca de vârf a omenirii, în care am învățat că putem face și altfel. Am învățat să ne prevenim, să prevenim. Am învățat să lucrăm împreună. Am învățat să-l ferim și pe cel care e mai slab, și ca educație, și ca putere a corpului. Asta am făcut. Ne-am dat arme. Ne-am dat arme. Folosiți-le. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă. Participă la România în direct. De luni până joi, de la ora 13:15. La Europa FM.